Cântărețul indian Rajesh Buburei a decis să intre în cartea recordurilor prin intermediul artei sale. El a cântat 80 de ore la rând, doborând recordul de 76 de ore stabilit de un sud-corean. Pentru a reuși să cânte 80 de ore cu pauze numai mari de 15 minute, odată la 4 ore, Buburei s-a antrenat timp de 6 luni. Plin de mândrie și respect, concitadinii lui Buburei au sărbătorit realizarea acestuia prin focuri de artificii și distracție generală. It's a proud moment for our entire region, and I personally believe that nobody from the region could do this again. Rajeshji has given us tremendous happiness by performing here, and it's a prideful moment for the region, country, and world. It was an incredible attempt. Recordul urmează să treacă un control din partea oficialilor Guinness Book. Totuși, indiferent dacă cântărețul indian va fi titularul unui record recunoscut de Guinness, nimeni nu le poate lua orășenilor din bucuria pe care o trăiesc.